Frustrarea din trafic l-a împins pe un bărbat să ia atitudine. Omul s-a postat în calea unei limuzine al cărei șofer încerca să se bage în fața tuturor la coadă la BAC în Ostrov. În zadar a încercat șoferul limuzinei să treacă în față, înconjurat de oameni care au așteptat cu minți la coadă. Omul a fost nevoit să se întoarcă și să se așeze la rând, unde a așteptat câteva ore până a urcat pe BAC. Desenele animate